Amenințarea bullying-ului. Portretul agresorului. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa a șaptea. Cum putem recunoaște o persoană care provoacă situații de bullying? Vom trece în revistă câteva dintre trăsăturile care alcătuiesc portretul agresorului. De regulă, autorii comportamentelor de bullying sunt persoane care își doresc cu orice preț să se simtă puternice, să fie în centrul atenției. Pentru asta, îi rănesc în mod intenționat, atât fizic cât și emoțional, pe ceilalți, făcându-i să se simtă inferiori și neajutorați. Agresorului îi place să provoace durere, astfel încât provoacă în mod repetat comportamentele de bullying, dorind cu orice preț să iasă în evidență. De obicei, agresorii au învățat comportamentul manifestat fie în calitate de victimă, fie ca martor în situații de bullying. Raportându-vă la experiența voastră, discutați în grup și completați portretul agresorului și cu alte caracteristici. Analizați cu atenție următoarele situații. Eu vreau să stau în această bancă. Este banca mea. Nu, nu te las, fiindcă eu am fost primul și asta înseamnă că eu pot să mă așez aici. Te rog, lasă-mă pe mine de data aceasta. Bine, doar de data aceasta. Îți mulțumesc! Fiți atenți și la următoarea situație. Iarăși apari în fața mea? Ți-am mai spus și ieri și alaltăieri că nu te suport. Ești prea mic și fricos. Ești vai de capul tău. Nu ești capabil să faci nimic cum trebuie, nici nu te ții bine în picioare și vrei să faci parte din echipa noastră de fotbal. Ia uitați-vă la el, crede că poate da gol. Ha, și mingea se ascunde de tine, nu ai nicio șansă, dispari. Gândiți-vă și răspundeți la următoarele întrebări. Care dintre cele două situații descrise este o situație de bullying? Prin ce se diferențiază cele două situații? Descrieți în câteva cuvinte portretul agresorului. Ce anume face acesta? Autorii comportamentelor de bullying se încadrează de regulă în următoarele trei categorii. Din prima categorie fac parte persoanele care se consideră puternice și încrezătoare. Aceste persoane realizează comportamentele de bullying din dorința de a-i domina pe ceilalți, de a deține controlul asupra acestora, sunt impulsive și îi privesc cu superioritate. A doua categorie include persoanele care au un comportament agresiv, dar în același timp un nivel ridicat al anxietății, fiind considerate temătoare și nesigure pe ele. Acestea sunt persoanele care fac tot posibilul să alerte celorlalți că sunt altfel decât par. De aceea consideră agresivitatea orientată spre ceilalți ca fiind singura soluție de a se simți mai bine în pielea lor. Din cea de-a treia categorie fac parte persoanele care caută cu orice preț să fie în centrul atenției, sunt populare datorită încrederii în sine, a umorului și a bunelor abilități de comunicare. Ceea ce îi determină să realizeze și să repete comportamentul agresiv este nevoia de apreciere din partea celorlalți. Pe măsură ce autorii comportamentelor de bullying se obișnuiesc cu rolul de agresor, se poate observa o agravare a comportamentelor care le pun sănătatea și siguranța în pericol. Astfel, persoanele care își agresează în mod repetat colegii, absentează în mod frecvent de la școală, au rezultate școlare slabe, putând ajunge până la abandon școlar. Consumă alcool și alte substanțe interzise. În mod frecvent, pot fi implicați în acte de vandalism, distrugerea unor bunuri care nu le aparțin, furt și comportamente antisociale. Comportamentul este modalitatea noastră de a acționa și de a reacționa în anumite împrejurări sau situații. Astfel, unele comportamente pot fi potrivite și acceptate de către ceilalți, altele nu. Comportamentele de bullying fac parte din categoria comportamentelor neacceptate. De aceea este important să știm cum îi putem ajuta pe autorii comportamentelor de bullying. Pentru a descoperi modalități prin care putem ajuta persoanele cărora le place să provoace acte de bullying, vă propun următorul joc de rol.
Pentru a putea face asta în deplină siguranță, este foarte important să respectăm următoarele reguli. În timpul jocului nu veți dezvălui informații personale pe care nu doriți să le împărtășiți cu ceilalți. Este interzis contactul fizic și înjurăturile. Nu vă veți folosi propriile nume. Notați-vă în caiete următoarele cerințe. Gândiți-vă la un act de bullying. Poate fi o situație în care ați fost implicați chiar voi, o situație pe care ați văzut-o într-un film sau în care au fost implicate persoane cunoscute. Descrieți situația, incluzând locul desfășurării, cine a fost implicat, ce s-a întâmplat și cum v-ați simți într-o asemenea situație. Imaginați-vă cum s-ar putea desfășura altfel situația descrisă. Aveți grijă să descrieți ce v-ar plăcea să se întâmple în noua situație, cum ar putea să fie schimbate lucrurile, ce anume ați putea face și v-ar ajuta să dețineți din nou controlul asupra situației, însă de data aceasta realizând comportamente pozitive. Acum, gândiți-vă care sunt pașii pe care ar trebui să-i realizați pentru a face ca situația să se desfășoare altfel, fără manifestarea unor comportamente agresive. Agresivitatea nu este o soluție. Țineți cont de informațiile descoperite și aplicați-le la nevoie. Împreună putem stopa bullying-ul.